Bună seara și mulțumesc că ați răspuns invitației mele, a mea și a Sandrei, pentru o întâlnire ad hoc cu energiile divine, sacre, feminine, ale Mariei Magdalena. Și este prima oară când țin o meditație în grup pe această temă, deși am făcut inițieri cu energiile dânsii atunci când a binevoit să apară în diferite momente, ședințe, ca să susțină anumiți oameni care îi poartă frecvența sau au nevoie de frecvența ei. Și, indiferent ce voi spune astăzi, aș vrea să vă invit să mă ascultați cu o inimă deschisă. Și am să vă spun de ce. În, cultura noastră creștină și în această țară, din păcate, Maria Magdalena este neintegrată corect, respectos la adevărata ei valoare, care, desigur, și mie îmi scapă. Dar pe vremea când trăiam în America, erau celebrări de ore întregi în cinstea ei, în care era onorată ca o preoteasă, ca un maestru, ca acea Marie care nu este mamă ca Maica Domnului, ci care este femeie, care este femeie sacră, femeie la un nivel superior. Și iată din nou ce noroc extraordinar pentru noi de a ne putea raporta, de a avea modele umane și divine care au transfigurat și au transformat umanitatea în modele extraordinare. Și nu voi intra în controverse pe care nici eu nu le știu, legate de relația ei cu Maestrul Isus, dar aș vrea să mă raportez la ea ca la femeia vindecătoare care avea cunoștințe despre uleiuri, despre ierburi, despre acte de vindecare devoționale care creează minuni. Și cred că asta este o forță, forță foarte mare pe care a purtat-o în dânsa. Și de asemenea, poate să ne conectăm la ea ca la cineva care a înălțat iubirea, iubirea necondiționată la un nivel nou de slujire, de devoțiune, de îmbrățișare cu toată ființa ei. Și aceasta este o invitație
Că atunci când pentru noi se deschide o cale printr-o rugăciune, printr-un moment în care sufletul nostru este atins, să rămânem în ea, să o urmăm, să răspundem invitației, pentru că întotdeauna ne va duce într-un loc bun. Într-un loc de vindecare, de descoperire de sine și de creștere personală și spirituală. Și am să vă invit să ne centrăm în ființa noastră. Inspirând și expirând. Inspirând și expirând. Chemând toată energia noastră înapoi din locurile în care am rătăcit-o, am lăsat-o de-a lungul acestei zile, de-a lungul acestei săptămâni, poate chiar din timpul weekendului. Și ne dăm voie să fim prezenți în corpul nostru, ne simțim vârful degetelor de la mâini și de la picioare. Și ne concentrăm pe tălpile noastre și contactul, conturul lor pe podea, simțindu-ne stabili, puternici, armonioși și bine așezați în corpul nostru. Și de asemenea pe obiectul pe care ne sprijinim, scaun, fotoliu, sofa. Și invităm centrul tălpilor noastre să se deschidă și să coboare rădăcinile noastre, ca rădăcinile puternice ale unui copac. Ele pot fi atât de mari cât este piciorul nostru în zona șoldului și le coborâm acum în jos, în inima Mamei Pământ și ne dăm voie pentru un moment să poposim în centrul de reciclare din inima Mamei Pământ, eliberând acolo griji, oboseală mentală, tristețe. Emoții, toate energiile care nu ne aparțin, le eliberăm cu bunăvoință în acest spațiu, lăsând acei lucrători ai Mamei Pământ să le atragă și să le refolosească în modul cel mai bun pentru lumea lor. Ne putem imagina cum ne scuturăm ușor aceste rădăcini și cum coborâm mai adânc, mai adânc, întâlnind inima plină de iubire a Mamei Pământ acum și răspunzându-i cu iubire. Și lăsăm ca aceste două esențe, emisii, frecvențe de iubire să se întâlnească acum, activând astfel esența noastră umană, vindecând-o și lăsăm să urce în noi toate mineralele energetice transmise de Mama Pământ pentru a ne susține structura osoasă, energia, pentru a ne stabiliza emoțiile. Și dăm voie iubirii Mamei Pământ să ajungă în inima noastră.
și să înflorească aici, în forma optimă, poate o floare, poate o stea. Și ne dăm voie să ne conectăm cu sinele nostru divin și cu familia noastră divină, rugându-o să ne deschidă minte, corp, inimă, suflet, în mod optim, în conectare și întâlnire cu Maria Magdalena, maestru feminin de iubire, devoțiune și vindecare. Chiar acum. Și lăsăm esența ei să coboare acum în câmpul nostru, să se lase simțită ca o boare, ca o adiere. Și ne deschidem centrii energetici, câmpurile, inima, la o simți, la o primi, la a o oglindi în mod optim. Și ne deschidem iubirii și învățăturii, mesajelor pe care ea vrea să le ofere în acest moment. Și iată mesajul ei. Desigur, vă invit să fiți deschiși la a primi în acest timp semne, mesaje, atingeri, la vă întâlni în mod personal cu ea și energiile ei. Acum și după această meditație, invoc prezența ei și intenția ca noi să rămânem deschiși grației divine de-a lungul întregii serii, întregii nopți și a zilelor ce vor urma. Suflete dragi, oglinda realității voastre a început să se schimbe, pentru unii să se spargă, pentru alții să se distorsioneze. Ea vă invită să fiți mai prezenți în aceste momente, mai curajoși și mai adevărați, conform nevoilor profunde de spirit și suflet. Și dacă ceea ce se întâmplă în jurul tău nu-ți place, schimbă oglinda, schimbă frecvența, schimbă postul care transmite, schimbă-te pe tine și alege frumusețea. Alege, amintește-ți și reconectează-te la ce este cu adevărat pur, drept, nobil, curat
și cinstit pentru tine și în tine. În oglinda realității planetare, doresc să-ți amintesc că ai dreptul de a-ți păstra, recrea, alege și proclama viziunea ta de viață. Și că în vremuri tulburi, adevărul și aurul ies la suprafață. Chiar dacă uneori este nevoie de timp, îți vei da oare voie? Îți vei da oare voie să fii surprins? Să te privești așa cum te văd eu pe tine. Acum. Așa cum ești cu adevărat. Îți vei da oare voie să-ți amintești că ești pregătit în exces pentru această încercare? Că fiecare dintre voi are tot ceea ce este necesar pentru a face față acestui experiment și propriei lui vieți, oglindindu-i în adevăr, în lumină, în curaj și susținându-i și pe ceilalți. Și chiar dacă aparent unele lucruri au ieșit din control, din ceea ce voi ați crezut că era în controlul vostru, oare jocul nu este cu atât mai frumos? Mai interesant, mai curajos? Ca suflete indestructibile, tot ceea ce este important să faceți este să fiți prezenți. Prezenți emoțiilor voastre, prezenți pasiunilor voastre, adevărului propriu, a bucuriei de viață, a adevărului sacru care este în fiecare dintre voi. Și eu îmi extind lumina mea împreună cu Maestrul pereche de lumină, Iisus, către voi. Energie echilibrată, feminin-masculină, armonizată în noi, care va atinge acum, la nivel de conștiință, la nivel de voință, la nivel de viziune, la nivel de putere personală. Chiar dacă vă respectăm liberul arbitru, noi suntem aici cu voi. Și știm că în umanitatea voastră vă temeți și avem toată compasiunea pentru voi. Și am vrea atât de mult să vă reamintim că ați mai trecut prin asta. Și că aveți toate uneltele, toată înțelepciunea. Dar acest lucru
ar complica inocența experimentului și posibilitatea de a face lucrurile mult mai ușor și mult mai bine pentru toți. Iată acum, în jurul cercului vostru, ca și comunitate, eu cu Maestrul Isus, facem un cerc cu maestrii Frăției Luminii, Frăției Albe, în jurul vostru. Și vă atingem cu raze din emisia sufletelor noastre. Care vă codifică în mod propriu, optim, vindecător pe fiecare dintre voi, ajutând readucerii aminte. Și deși nu o să vi se pară așa, toate acestea vor trece într-o clipită galactică. Și lumea se va reașeza, lumea voastră se va reașeza în orânduirea Universului, într-un plan superior, benefic, armonios și incluzător a tot ceea ce există. Desigur, sunteți invitați să vă îmbrățișați cu compasiunea umbrele, fricile, îngrijorările, temerile, neputințele. Și ele sunt ale voastre. Și ele sunt parte din voi. Și din lumea în care sunteți. Unele sunt amplificate de conștiința colectivă. Alte amprente sunt activate în genele voastre, de strămoșii care își caută și ei vindecarea. Aceasta este o rânduire magnifică a lumii voastre. O lume în care lucrurile se activează în cicluri și se vindecă unele pe celelalte în diverse moduri. Chiar și atunci când lucrurile nu par a se întâmpla în acest mod. Și am să te invit să privești cu ochii sufletului în tine. Care este darul tău? Care este darul tău cel mai de preț pe care ești chemat să-l aduci acum, să-l luminezi acum în lume? Poate fi răbdarea, poate fi compasiunea. Poate fi atingerea, poate fi un zâmbet,
Poate fi orice. Invită acest dar să fie prezent în tine, să te hrănească și să te trăiască cu totul. Inspiră-l și multiplică-l în toate celulele tale, știind că este atât de simplu. Fiecare om, în esența lui, în prezența lui cea adevărată, activându-și și oferindu-și darul cu generozitate în lume. Rețeta este cu mult mai simplă decât v-ați fi putut imagina. Așa vă vindecați, așa creșteți, așa schimbați luminile și oglinzile lumii voastre. Oglindindu-vă lumina și darul în fiecare zi, în fiecare moment, unul în celălalt și cu toții în lume. Și mai mult ca oricând, vă invit să fiți prezenți în latura voastră feminină. O latură care dăruiește, o latură care e sensibilă. O latură care știe să îmbrățișeze și pe celălalt, chiar și atunci când se îndoiește de sine. Și da, toate aceste momente sunt naturale în vremurile care vin și sunt. Și vă amintesc că nu toate emoțiile sunt ale voastre. Și nu toate veștile sunt adevărate. Și multe bătălii nu-ți aparțin. Și vei avea, și lumea va avea mai mult de câștigat, dacă te vei abține să intri în luptă. Vă invităm la sensibilitate feminină, determinare masculină și înțelepciune divină de suflet. Vă invităm să vă conectați cu frumosul. Cu culoarea, cu florile, cu muzica, cu ceea ce vă hrănește, cu adevărat. Sufletul, inima și energia. Și ne adresăm vouă ca grup de maestri, dorindu-vă să vă amintiți că asta sunteți și voi la rândul vostru. Și am vrea acum să vă reconectăm la câmpul de stele.
la lumina lor, la darul lor, venit de la frații galactici și stelari. Lăsați stelele să vă atingă. Cu lumina lor, cu uneltele lor de putere, cu amintirea lumii din care și voi ați venit cândva. Indiferent ce se întâmplă pe planeta voastră, voi aparțineți Universului și sunteți și rămâneți susținuți de mii de lumi invizibile care sunt cu voi, alături de voi, parte din voi și parte din această experiență. Și dacă tu îți asumi și adevărul și vindecarea și virusarea, de ce oare mai ai nevoie să te temi? Acesta este îndemnul nostru pentru voi, astăzi, aici. Și suntem bucuroși că am fost astăzi împreună prin intermediul acestei zile, prin intermediul acestui portal de ascensiune deschis de Maestrul Maria Magdalena. Vă îmbrățișăm cu iubire, cu recunoștință. Și vă spunem, mergi pe drumul tău. Asta este tot ceea ce ai de făcut. Continuă să mergi pe drumul tău. Drumul tău cel drept, cel adevărat. Tu ești binecuvântat, îți mulțumim că ai ales să spui da aceste experiențe, că faci ce știi și poți mai bine. Suntem împreună cu voi bucurați-vă și celebrați în avans venirea noii lumi care se pregătește acum. Vă iubim, vă îmbrățișăm, vă binecuvântăm și împuternicim pe îngerii voștri și familia voastră divină coborâtă cu voi, ghizi, spirite de susținere, să vă păstreze frecvența voastră cea adevărată și să vă ajute să vă dăruiți darul de suflet, lumina voastră, pentru transformarea acestei lumi. Vă îmbrățișăm și pecetluim această înregistrare în semnul infinit, feminin, al orei, al lumilor și al potențialelor divine deschise aici și acum. Rămâneți cu bine. Pe curând.
Vă invit să inspirăm și să expirăm împreună de 3 ori, activând, expandând și integrând aceste energii. Activând și înrădăcinând această experiență. Lăsând energiile să curgă liber în noi, prin noi, în viața noastră. În mod optim acum. Și ofer recunoștința mea maestrilor care au fost cu noi astăzi, pentru toate darurile, pentru toată susținerea, pentru toată iubirea. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez virtual cu recunoștință și să ne revedem cu bine în alte momente de conectare, probabil următoarea pe care o vom face va fi duminică, duminică seară, o meditație de abundență, iar luni dimineață la ora 10, meditația obișnuită de pe Facebook-ul meu de conectare, vindecare și manifestare pentru acea săptămână. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!